Salutare toată lumea, bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca un joculeț. Nu ne vom juca Life is a Game, nu ne vom juca Standoff, nici Roblox, dar nici Standoff. Ne vom juca un joc care îmi place foarte mult. Adică l-am instalat acum câteva zile și... ieri l-am instalat, parcă. Stați așa, că trebuie să fac ceva. Așa, și astăzi ne vom juca Knife Hit. Lovitura cuțitului sau ceva de genul. Ieri mi-am instalat jocul. Așa. Să revenim. Ieri am început să mă joc acest joculeț și deja zic eu că am ajuns destul de departe, pentru că m-am mai jucat acum un an sau doi acest joculeț și eram destul de avansat, dacă pot să spun așa. Acesta este joculețul, trebuie să apeși pe ecran și trebuie să nimerești cuțitul în aceste lemne. Uitați, n-am nimerit, ci... Stați așa, pun pauză pe filmare până când se termină reclama. Da, s-a cam blocat jocul și a trebuit să ies, dar nu contează. Joculețul ăsta este destul ok, nu merge în lag. Și asta îmi place destul de mult. Așa. Ce trebuie să arunci cuțitele în aceste lemne sau în ce pică, mai ales boșii. Am mai spus odată, dar n-am specificat de boși. Uitați, boss fight. Mamă, ce-am nimerit-o pe asta. Uho! Nimeresc punele așa, la nimereală, nici nu... Oho, double XP. Nimeresc punele, nu știu, așa, parcă... Vezi, doamne, le nimeresc din greșeală. Mai pierd, mai câștig. Am văzut și că un record mondial la nivelul 129. A rămas uimit. Wow, ceva tare, felicitări lui. Dar... știu că n-am mai postat de mult și îmi pare rău, dar n-am avut nicio problemă, numai că n-am vrut eu să mai postez. Și știu că am promis că o să postez în fiecare zi, dar nu știu posta, mă jur. Ce lentie. Uf, care-i faza nasoală? Trebuie să bag în el o groază de cuțite. Asta nu prea-mi place. Pentru că nu-mi place să bag o groază de cuțite. Ia. Bine! Yes! Bine, mamă, ăsta e boss din ăla, că n-am niciodată nu-l văzut pe ăla. Mă jur, și nici pe contul ăla, care nu-l mai am, adică m-am mai jucat. Și v-am spus că m-am mai jucat odată. A, da, îl știu. Na, trist, credeam că nu. E drăguț ăsta. E frumos. Ce să zic. Am dat de boss-ul ăla, cel mai ușor boss-ul ăla, balonul. Bă, cel mai ușor boss, frate. Dai de trei ori cu cuțitul, arunci de trei ori și gata, frate. Ai câștigat cuțitul, what? Și e și legendar, deci vă rog frumos. Nu e epic sau... rar sau ceva. E legendar și e cel mai ușor boss. Wow.
Dar chiar a fost ușor boss-ul ăsta de la cuțitul acesta, pentru că se mișca destul de lent. Stați așa. Da. Așa. Se mișca destul de lent și puteai să în locuri unde puteai să bagi cuțitul. Unde puteai să-l bagi. Nu l-am nimerit. Shit. O, nu. Așa, am văzut că la ultimul videoclip s-au strâns 28 de vizualizări și vă mulțumesc foarte mult pentru chestia asta. Și... na. Să sperăm că o să facem mai multe de data aceasta. Da. Ups. Am aici un cuțit al meu preferat. Acesta e cuțitul meu preferat și îmi place foarte mult. Nu e un cuțit rău, e chiar frumos și îmi place, parcă e de aur, așa, nu știu. Îmi place la nebunie cuțitul ăsta, îl iubesc, efectiv îl iubesc. Și, da. Săptămâna viitoare nu prea voi posta, de ce? Pentru că voi pleca într-o tabără și de aceea nu voi putea posta. Îmi pare rău, dar... dar s-ar putea să postez și în tabără acolo. Cine știe, cine știe, nu știu nici eu dacă voi posta sau nu. Să fac așa un fel de videoclip, un tur al taberei, dacă pot să spun așa. Am venit și acest boss și împreună cu voi voi încerca să deblochez un cuțit mai scump. Adică 500 de jumătăți din acestea de mere, care le puteți vedea sus, dreapta, în colț, acolo. Le puteți vedea jumătățile de mere și din acelea putem să ne cumpărăm un cuțitaș. Depinde ce pică, pentru că sunt, ups, sunt așa, la nimereală, efectiv. Pentru asta strâng eu... merele. Primul meu cuțit de la 500 de mere îl voi folosi pentru că na. Deci pe primul, adică prima oară când m-am jucat, eram foarte avansat și era, îmi plăcea foarte mult joc, mă jucam, deci nu puteam să stau fără jocul ăsta, deci mă jucam în continuu. Nu e mare jocul, vă recomand să vi-l instalați. Și na, nici nu are muzică, dar îmi place așa cum se aude. E drăguț rău tot. Așa, hai să continuăm povestea. Și nu știu ce, și am un prieten. Ah, uitați, bossul. Gata. Am învins un boss legendar. Wow. Tocmai ce vă spuneam despre el. Era să fie alt boss legendar, dar task... what? Hai, așa. Deci vă spuneam de bossul legendar și ați văzut și voi cum era, cât de ușor era să-l opați. Să continuăm prima poveste. Deci eram pe primul pont, nu puteam să stau fără jocul ăsta, mă jucam foarte mult, îmi plăcea foarte mult să mă joc. Și ce se întâmplă? Eram cu un prieten pe acolo. Am mers într-o excursie cu maica mea. Și era un prieten acolo, deci plăce, de la el am ajut, adică mi-a spus el de jocul ăsta și am început și să mă joc. Și era mai avansat decât el, adică el deși l-avea de mai mult timp, eu l-aveam de mai puțin timp și totuși l-am făcut. La cuțite, la colecția de cuțite, la boș, cum îl făceam, și era foarte gelos pe mine. Și ce se gândește? Mă jucam eu, nu știu ce, se uita și el și mi-a telefonul. Voia să-mi dezinstalez jocul pentru că era gelos că eu mă jucam. Pentru că mă jucam și îl făceam. Era gelos pe mine. Și am vrut să-mi ia telefonul, dar eu am reușit să-l iau înapoi și să mă joc în continuare. Eu, la un moment dat, mi-a murit telefonul, adică mi s-a dus bateria și telefonul.
Și a trebuit să-l schimb în acest telefon, care este mult mai bun. Și nu mai am joculețul. Ok. Ups. Și cam acesta a fost episodul de astăzi. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Voi continua strângerea merelor data viitoare. Și na. Ne vedem data viitoare, ce să spun. Pa, pa!